Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, condusă dirijorul Corneliu Bodgros. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, onorată asistență, dragi prieteni, bună seara și bine ați venit la cel mai grandios și așteptat spectacol al anului, Firicel de Busuioc, organizat de primul post muzical de televiziune din Republica Moldova, Busuioc TV! Acest eveniment se desfășoară sub patronajul Ambasadei Italiei în Republica Moldova. Cu deosebită plăcere, onorăm prezența în sală a excelenței sale, domnul Lorenzo Tomassoni, ambasadorul Italiei în Republica Moldova. Vă mulțumim tuturor pentru prezența dumneavoastră și pentru dragostea de muzică și frumos. Alături de noi în această seară sunt cei mai minunați spectatori și telespectatori. Alături de noi în această seară, provocat de echipa Busuioc TV, pentru prima dată asumându-și rolul de prezentator, este îndrăgitul artist Igor Cuciuc! Și Donița German, să știi că am emoții foarte mari în această seară, pentru că prezintă un spectacol alături de o fată atât de talentată și minunată ca tine, Donița, membră a familiei Busuioc TV. Să o aplaudăm! Emoțiile ating cote maxime și noi suntem pregătiți să începem în forță. E bucurie, dar și mare tensiune în culise. Deopotrivă, spectatorii și artiștii vor rămâne în suspans până la finalul acestui spectacol, momentul în care se va decerna marele trofeu Firicel de Busuioc. Apropo, trofeul este realizat și în acest an de sculptorul Andrei Dohotaru. Astăzi în premieră cele două ediții tradiționale ale Firicelului de Busuioc, muzică populară și muzică ușoară, se vor împleti armonios, țesând cu dragoste, emoții de suflet și amintiri pentru o viață. Nicolae Iorga spunea, fără steag de cultură, un popor este o gloată, nu o oaste. Așadar, prieteni, partea întâi a acestui spectacol o dedicăm folclorului, comoara neprețuită și baza spiritualității acestui neam. Suntem puternic onorați că ne-a susținut în această intenție și marele maestru Nicolae Bodgros, titanul muzicii populare și legendara orchestră Lăutarii, pe care o conduce de aproape 5 decenii. Să-l primim cu aplauze! Aplauze pentru maestru Nicolae Bodgros! Maestre, permiteți-ne să vă mulțumim, căci cu harul dumneavoastră divin și dedicație alimentați neobosit rădăcinile culturii naționale, scriind istoria acestui pământ și înveșnicindu-ne neamul. Toată recunoștința, dragostea, admirația și aplauzele noastre! Rămâneți cu Orchestra Națională Lăutarii! Thank you.
Orchestra Națională Lăutarii și maestru Nicolae Bodgros. Copiii sunt mâinile cu ajutorul cărora atingem cerurile, spunea cineva. Mulțumim, maestre. Aproape de cer, aproape de cele bune și sfinte pe pământ, vrem să fim astăzi și mereu. Deci, înainte, copilărie. Micii artiști de astăzi sunt viitorii mari artiști de mâine. Deținătorii marelor trofee firicel de busuioc în viitor. Își merită pe deplin locul în acest spectacol pentru că sunt în topul spectatorilor Busuioc TV. În debutul acestei seri minunate vor cânta pentru dumneavoastră Sanda și Daniel Botnaru alături de Orchestra Națională Lăutarii și maestru Nicolae Bodgros. Bună seara! Vă mulțumim că astăzi ne sunteți alături și ne susțineți mereu. Să joc.
maestrului Nicolae Bătgros și orchestrei Lăutari. Sanda și Daniel Botnaru, alături de Orchestra Națională de Muzică Populară, Lăutarii și maestrul Nicolae Bătgros. Dragi prieteni, am început cu Doamne ajută și așa să o ținem încă vreo 3 zile și 3 nopți, cu cântec și voie bună. Păi am putea să o ținem și o săptămână, la cât de frumoasă ne este familia muzicală, artiștii și spectatorii noștri dragi. Dar uităm și de parteneri astăzi, pentru că și ei sunt parte din familia noastră. Vă rog să ne ajutați să-i aplaudăm. Gold and Luxury! Fundația Datina. Patiseria Dulcinella. Eco FM. Camera de Comerț Italiană în Republica Moldova. Ecolibri. La Boutique Gastronomie Italiană. Arven Pompe pentru Apă. One Capital SPV Holding. DVD Show. Aducem mulțumiri speciale pentru organizația concertistică și de impresariat Moldova Concert, gazda noastră, Palatul Național Nicolae Sulac, și mulțumiri speciale domnului director Andrei Locoman. Vestimentația prezentatoare este oferită în această seară de atelierul Mamaie și doamna Ala Ciobanu. Tuturor, vă mulțumim! Prieteni, suntem gata să primim în scenă artiștii noștri dragi, reprezentanți ai tinerii generații, dar și artiști din generația de aur a muzicii naționale. Vă aducem în dar astăzi o sărbătoare de neuitat. Să înceapă veselia! Alături de Orchestra Națională de Muzică Populară, Lăutarii, prim dirijor maestru Nicolae Bătgros, vor evolua succesiv Alina Mocanu, Oxana Stati, Liliana Cazac și Mihaela Tabură. Să mai stau din alergat la o curca în sat, măi lume. Și m-ai lăsat tine voi și ne-ai pune strai noi. Și-oi tocmi un mândru jor, ține în cap în neamul tot, măi lume. Ora-i mândră în țara mea, cu și dragi alăturea, nu mă mai satur de ea, măi lume. Și-am să joc cu patimă, ora după tahină, cu neamul la baștină, măi lume. Când și eu se plângă și viața-i tot atât cât un cântec pe pământ, mai lume. De inimă prinde-mă, la suflet aprinde-mă, că numai o viață am și o oră și un neam, mai lume. Ora-i mândră în țara mea, cu și dragi alăturea, nu mă mai satur de ea, mai lume. Și-am să joc cu patimă, ora după tatină, cu neamul la baștină, mai lume. Când și eu se plâng, așa sper. Țara mea cu două glițe s-au plecat oamenii, dar eu știu cum să-i întorc, că românii drag la joc, măi lume. Munții să se clatine, marea să se tulbure, hai la joc, frat și surori, că azi ești și mâine zbor, măi lume. Mai satur de ea, mai lume. Și-am să joc cu patima,
Răsună muzica în sat, hai batiță la jucat, hai batiță la jucat, măi. Când s-adune satul întreg și la jocul toți întreg, și la jocul toți întreg, măi. Ne-am pus ofișeli în noi și-o juca cu bada-ndoi, și-o juca cu bada-ndoi, măi. Lasă vadă mai căsa și norâm într-o avea, și norâm într-o avea, măi. Bădiță cu ochii verzi, te prifași când nu m-am des, te prifași când nu m-am des, măi. Eu mă văd pe lângă tine, tu nici nu te uiți la mine, tu nici nu te uiți la mine. Ori bădi te-ai supărat, când am stat la sărutat, când am stat la sărutat, măi. Eu de seară bădă-i sta, am o cai de și-o juca, am o cai de și-o juca, măi. Și hai bădiță, hai la show! Și până asta soarele în loc, măi! Chiuiți flăcăi odată, să răsune-n patru sate, să răsune-n patru sate. Lasă vină fiecare, să facem cora mai mare, să facem cora mai mare. Sună muzica, când răsună muzica, măi. S-adune satul la joc și joacă cora cu foc, și joacă cora cu foc, măi. Răsună muzica sa, hai batiță la jucat, hai batiță la jucat, măi. Când s-adune satul întreg și la jocul toți întreg, și la jocul toți întreg, măi. Mulțumim din suflet! Și mii cuprind, strângi la pe toți grămăjoară, mi-a păr de foc și bară. Mii fereste oameni răi, că toți patru sunt ai mei, de la mare până la mic, vreau pe toți să-mi ridic mai. Doamne, în brațele pline și inima îi domâne, că am fi, că am și fi, plină-i casa de Doamne, am brațele pline și inima cât o pune, că am rodina mea viță, trei băieți și o fetiță. Și-apoi nu-mi doresc mai tare altă binecuvântare decât să-mi cresc copilașii, să le tot urmăresc pașii. Coc, pâinea și-o tai felii, pentru ai mei dragi copii, lor le dau fără măsură, bucățica de la gură. Doamne, am brațele pline și inima cât o pâine, că am fi, că am și fi, plină-i casa de copii. Doamne, am brațele pline și inima cât o pâine, că am rodina mea viță, trei băieți și o fetiță.
moldovean, că zi-ți crepuță, că mi-ești dragă. Joc și când peste tot locul, harnică, zgurai ca focul. Când iubesc eu nu fac șagă și nici nu mă încurc la treabă. Harnică, scumă, n-ai iuti, moldovean, că-s neam din frunti. Mândră sunt că-s moldovean, că cânt la lume, că mi-e dragă. Noi ca mini alt ansam, nici la joc, nici la cântat. Drobăieți și jucați cum știți, lângă lăutari vestiți, răsună trompetili. Și-l drag trăiesc o viață, moldovean că îți dineam. Poate-i mândru moldovean, când tropăim amândoi. Eu e lumea cu noi, mândră sunt că-s moldovean. Că cânt la lume, că mi-i de roagă. Noi ca mini alt ansat, nici la joc, nici la cântat. Tropăiți și jucați cum știți, lângă lăutari vestiți, răsună trompetele. Să cânt și-n joc să mă bat, să cânt la neam și străin, să joc și oamenii buni. Mândră sunt că-s moldovean, că cânt la lume, că mi-e dragă. Noi ca mini alt ansam, nici la joc, nici la cântat. Probăiți și jucați cum știți, lângă lăutari vestiți, răsună trompetele. Joacă moldoveșelii. Așa mi-a spus mama mea și acum când mă învățam, ca moldovean, ca nu-i nimeni, da? Mândră sunt că-s moldovean, că cânt la lume, că mi-e dragă. Noi ca mini alt ansam, nici la joc, nici la cântat. Drobăieți și jucați cum știți, lângă lăutari vestiți, răsună trompetele. Chiuie moldoveșii, mă! Mihaela Tabură, Liliana Cazac, Oxana Stati, Alina Mocanu. Alături de Orchestra Națională de Muzică Populară, lăutarii, prim dirijor, maestrul Nicolae Bodgros. Mulțumim! Doinița spunea anterior că Busuioc TV este o familie adevărată, o familie muzicală. Este foarte frumos și sugestiv că spectacolul nostru se desfășoară pe 15 mai, chiar de Ziua Internațională a Familiei. Îmi iubesc familia, ia-i toată averea mea. Ia-i toată averea mea, măi. De fapt, Moldova toată este o mare familie. Țară pitorească, ce abundă în tradiții și obiceiuri frumoase, transmise de secole și milenii. Mândră moștenire pentru noi, oamenii acestui popor, pașnic și primitor. Cântecul ne curge prin vene și bucuria și necazul vieții, toate le petrecem cu cântec. Îngrijindu-se de hrana spirituală a acestei lumi, Firicel de Busuioc strânge cea mai frumoasă muzică la un loc. Să ne bucurăm de această sărbătoare de suflet împletită cu floare de busuioc, simbol de noroc și fericire, alături de Orchestra Națională Lăutarii și ea simbol al neamului nostru. Orchestră fenomen, condusă de maestrul Nicolae Bodgros. În clipele ce urmează vor evolua succesiv Doina Arsene, Victoria Lungu, Adrian Ursu și Oxana Mardar. Întâi
Întâmpinații! Iar e sărbătoare, beau și mă petrec, până în zor de ziua eu de aici nu plec. Iar e sărbătoare, beau și mă petrec, până în zor de ziua eu de aici nu plec. Stau cu voi, prieteni, că mi-este drag, frat, suror și neamuri mi-au pus dor în prag. Stau cu voi, prieteni, că mi-este drag, frat, suror și neamuri mi-au pus dor în prag. Ce stai, omule, deoparte, nu te supăra, ia mai bine și ce stești de vinișor curat. Astăzi beau, astăzi petrec, azi mă veselesc, mâine, frate, nu se știe dacă mai trăiesc. Și vin, veselie mare de paharul plin. Aduceți bucate, aduceți și vin, veselie mare de paharul plin. Vinișor de fragă, cine te-o făcut, după o gustare se dă la băut. Vinișor de fragă, cine te-o făcut, după o gustare se dă la băut. Dar ce stai, omule, deoparte, nu fi supărat, ia mai bine și gestește vinișor curat. Astăzi beau, astăzi petrec, azi mă veseles, mâine, frate, nu se știe dacă mai trăiesc. De nu s-ar petrece și n-ar veseli, omul mai degrabă ar îmbătrâni. De nu s-ar petrece și n-ar veseli, omul mai degrabă ar îmbătrâni. Sârba și bătută, ora din străbuni, astea îi adună pe oamenii buni. Sârba și bătută, ora din străbuni, astea îi adună pe oamenii buni. Dar ce stai, omule, deoparte, nu fi supărat, ia mai bine și gestește vinișor curat. Astăzi beau, astăzi petrec, azi mă veselesc, mâine, frate, nu se știe dacă mai trăiesc. Ce stai, omule, deoparte, nu fi supărat, ia mai bine și gestește vinișor curat. Vrei, nu vrei, dar viața trece și este păcat, că tot fi ceasul să vii, să fii în păcat. Mulțumesc! Stii prutul se duinească, doina noastră românească, ne-ar cânta la toți odată, grămășoare să ne vadă. Lacrima curge și roaie, ca și apa după ploaie, că suntem bătuți de soarnă, te spărțiți de mama dreaptă. Suntem neam cu același sânge și același dor ne plânge, că-au venit pe aici străini și ne-au despărțit băgânii. Nu
Numai prutul și uvamă, neamul nostru ni-l destramă. Și nici Dumnezeu nu iartă greșeala de altă dată. Doina mea înstrăinată, lacrimează peste poarta. Ea nu știe de cutare, nici de munte, nici de mare. Știi prutul că desparte neamuri și soradă, frate. Ar se cadea câta șale și n-ar curge li la vale. Și să faci o trecătoare de la munte până la mare. Doinele să nu dispară, să fim iar un alb și o țară. Bătrână, dar cum am face?
voie bună. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu ani, ai noroc și la mulți ani. Vă doresc să aveți de toate bucurie, sănătate, viață lungă și un trai bun, la mulți ani cu drag vă spun. Sărbătoare pentru toți face orare. Petreșeți ca șanii dată, viața o sigură dată. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu ani și balconul la mulți ani. Vă doresc să aveți de toate bucurie, sănătate, viață lungă și un trai bun, la mulți ani cu drag vă spun, măi. Uite așa, ha, 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 așa, ha, așa, ha, ha. Vă doresc să aveți de toate dragoste și sănătate, să aveți un car cu ani și orchestra la mulți ani. Vă doresc să aveți de toate bucurie, sănătate, viață lungă și un trai bun, la mulți ani cu drag vă spun, măi, așa! Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Bună vreme, lume frumoasă! Pentru vei pământ și ierbă merg de spulță calea-ntregă. Olbu caldă la băie tot vântul, troscotul înțelenitul. Merg pe-a noastră ulicioară, parcă aud-o tinioară. Mă jucam cu pigie și sărea colbu cât cireșe. Dragă mea copilărie, s-o duc și n-o să mai fie. Nici strânsura pe-i bolua, mai are cine să facă. Dragă mea copilărie, s-o duc și n-o să mai fie. Nici strânsura pe-i bolua, mai are cine să facă. Satul meu frumos ca prutul, eu nu pot ca să te uitu. Cu dealurii rurate, cu liveți și fii bogate. Cu căsuța măruite și cu brâie sânilite. Cu pântâni și băinci la poartă, nu mai ești ca altă dată. Draga mea copilărie, s-o duc și n-o să mai fie. Geaba-i caut urmele, însă crări scoarele. Draga mea copilărie, s-o duc și n-o să mai fie. Geaba-i caut urmele, însă crări scoarele. La căsuța mea bătrână, lacrima în ochi s-adună. Aș vrea să o opresc, dar curge și umbrezul parcă-mi frige. Poarta ca de dință țină, lui căldare în fântână. Bătrânesc toate deodată, iar mama-n baston se poartă. Draga mea copilă,
Mulțumim. Oxana Mardari. Adrian Ursu. Victoria Lungu. Și Doina Arsene. Alături de Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutari, prim dirijor, maestrul Nicolae Bodgros. Rămâneți și în continuare alături de minunata orchestră Lăutari!
Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Vodgros. Vă mulțumim, maestre și onorați lăutari, pentru că ne-ați făcut onoarea și sunteți în această seară alături de noi. Ce bucurie că ne adună la un loc firicel de busuioc, ediție de muzică populară. Folclorul e parte din noi, reprezintă viața fiecărui om înșirată pe portativ. Poți culege din folclor, într-un amurg poate, nostalgia ce te poartă prin doruri de casă, de părinți, prin amintiri captate de-a lungul anilor și prin cele ce poate abia urmează să vină. Sau poți în zor de zi să culegi mândria de neam și de țară. Sau pe la chindii să sorbi mierea unui joc mare de sărbătoare, o horă, o sârbă, o bătută apăsată. Artiștii îndrăgiți vă dăruiesc astăzi și mereu cântecul dor cules dintr-o cunună cu flori de câmp. Acompaniați de Orchestra Națională Lăutarii, prim dirijor maestru Nicolae Vodgros, vor cânta cu drag Cristina Ceauș, Viorica Furtună, Doinița German și Igor Cuciuc. Întâmpinați-i! Să vă fac o drag cântare la o zi de sărbătoare. Veni vremea să se știe cât de dor mi-a fost mie. Să vă fac o drag cântare la o zi de sărbătoare. Hai de oara mea așa să ne astâmpier inima. Hai de oara mea cu minte cum cântai mai înainte. Hai de oara mea așa să ne astâmpier inima. Oara mea cu minte cum cântai mai înainte, mă. Ce poză ca cântă cu foc, hai de oară întrânșioc, mă. Zi de oară în patru struni, patru zări să se adoni. Zi de oară mea cu spor, așa ne-a fost un dor. Zivioara în patru struni, patru zări să se adoni. Zivioara mea cu zbor, așa ne-a fost un dor. Adioara mea așa, să ne astâmpier inima. Adioara mea cu minte, cu cântai mai înainte. Adioara mea așa, să ne astâmpier inima. Adioara mea cu minte, cu cântai mai înainte. Vorbește lumea de bine, hai vioară lângă mine. Om cânta la lumea toată, inima din piept lisată. Vorbește lumea de bine, hai vioară lângă mine. Om cânta la lumea toată, inima din piept lisată. Hai vioara mea așa, să le astâmpăr inima. Hai vioara mea cu minte, cum cântai mai înainte. Hai vioara mea așa, să le astâmpăr inima. Hai vioara mea cu minte, cum cântai mai înainte.
că e frumos și omenește. Hai, hai, neamul când se veselește, neamul meu de vița lasă. Hai, hai, lume, hai, are inima frumoasă. Am să gând cum știu mai bine, să jucați și voi cu mine. Lasă, zică lumea că trăiesc. Șapte, sate, știu că te iubesc. Lasă, zică lumea că trăiesc. Fiecare om în lume a iubit cândva, alinat cu dorul și cu dragostea. Fiecare om în lume a iubit cândva, alinat cu dorul și cu dragostea. Șapte sate, știu că te iubesc. Dar nu pasă, va chiar mă pălesc. Șapte sate, știu că te iubesc. 77, dacă aș mai avea, că mi-i dragă viața lângă neguța. 77, dacă aș mai avea, că mi-i dragă viața lângă neguța. Lume, lume, ce tot ai cu mine? Vrei să mor, dar vrei să mor ca mâine. Lume, lume, ce tot ai cu mine? Vrei să mor, dar vrei să mor ca mâine. De ce nu mai lași în pace, lume dragă său? Să iubești și-mi place pe bădița-l meu. De ce nu mai lași în pace, lume dragă său? Să iubești și-mi place pe bădița-l meu. Știu că te iubesc. Lasă, zică lumea că trăiesc. Șapte sate, știu că te iubesc. Lasă, zică lumea că trăiesc. Fiecare om în lume
a iubit cândva, alinat cu dorul și cu dragostea. Fiecare om în lume a iubit cândva, alinat cu dorul și cu dragostea. Mă tem să nu primesc un arcuș pe spate. Așa că te-s din mare în tot timp. Vă mulțumesc din suflet. Maestre, vă mulțumesc până la pământ. Hai, hai, da foaie verde și unul tău. Am un moș în satul meu. Are o tobă de chicui, toba moldovanul lui. Foaie verde șundul tău, am un moș în satul meu. Are un om băi vechi cui, toba moldovanului. Fără toba nu cei mari, nu se fac și sărbătoare. Nu se fac și niciun joc, fără toba la mijloc. Fără toba nu cei mari, nu se fac și sărbătoare. Nu se fac și niciun joc, fără toba la mijloc. Bati toba, tari, tari, tiri, 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 ca să joace fiecare, tiri, 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 bati toba și din cui, tiri, 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 toba moldovanului. Supărat și din tobă s-o lăsat. Ca toți adus s-o trezit, că nici lucru n-o sporit. Moșul meu s-o supărat și din tobă s-o lăsat. Ca toți adus s-o trezit, că nici lucru n-o sporit. Că-au venit cu mic și mari ca să-l roage fiecare. Scoate toba din cui, toba moldovanului. Că-au venit cu mic și mari ca să-l roage fiecare. Scoate toba din cui, toba moldovanului. Bate toba tare, tare, tiri-tiri, tiri-tiri, ca să-l joace fiecare. Tiri-tiri, tiri-tiri, da. Bate toba și din cui, tiri-tiri, tiri-tiri. Toba moldovanului, băi! Păi bate toba, moșule! Păi să ne suni satele! Hop, și-a zi așa! Tine! Hai, hai! Da, moșu, toba, când o bate, să am un din șapte sate, tot se lasă din lucrat, să am un din jucat. Moșu, toba, când o bate, să am un din șapte sate, tot se lasă din lucrat, să am un din jucat. Pentru că colo lumea toată, din ce roagă din la poartă. Să-l amintit tobacui, că-l-ai timpul lucrului. Ce că-l colonul mea toate din șuroate din la port. Să-l amintit tobacui, că-l-ai timpul lucrului. Bate toba tare, tare, tere-re, tere-re, ca să joace fiecare, tere-re, tere-re, da. Bate toba și-ai de cuie, tere-re, tere-re, toba moldovanului, mă! Păi bate toba, mai fermiti! Dar lumea să ne ține minte, hop, și-a uite așa, ține! Moșul meu m-au învățat și din la bătrân lăsat. Fără tobă nu se poate, veselie e ca la car. Moșul meu m-au învățat și din la bătrân lăsat. Fără tobă nu se poate, veselie e ca la car. Moldovanului îi place să fie treacă și să joacă. Că la inima oricui, toba moldovanului. Moldovanului îi place să fie treacă și să joacă. Că la inima oricui, toba moldovanului. Bate toba tare, tare, tiri-tiri, tiri-tiri, ca să joace fiecare, tiri-tiri, tiri-tiri, da. Bate toba și din cui, tiri-tiri, tiri-tiri. Toba moldovanului, mă! Păi bate toba cu puterii! Păi vibra cu inimii mele! Hai, hai! Da, moșul meu s-o supărat și din tobă s-o lăsat. Ca toți adus s-o trezit, că nici lucru n-o smurit. Moșul meu s-o supărat și din tobă s-o lăsat. Ca toți adus s-o trezit, că nici lucru n-o smurit. Că-au venit cu mic și mare ca să-l roage fiecare. Scoate toba din cui, toba moldovanului. A venit cu mic și mare ca să-l roage fiecare. Scoate toba din cui, toba moldovanului. Bate toba tare, tare, tiri-tiri, tiri-tiri, ca să-și joace fiecare. Tiri-tiri, tiri-tiri, da. Bate toba și din cui, tiri-tiri, tiri-tiri, toba moldovanului, mă! Da, bate toba cu puterii! Păi cum plac cu inimii mele, hop, și-a uite așa. Bate toba și din cui, păi toba moldovanului, hop, și-a uite așa. Igor Cuciuc.
și Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutari, în frunte cu prim-dirijorul maestru Nicolae Bodgros. Cristina Ceauș și Viorica Furtună. Și Doinița German. Minunata și talentata colegă. Hai să ne închinăm, doi, trei împreună odată, că așa e frumos. A rămas noi în doi, iar. Așa e. Igoraș, tu ai numărat vreodată, apropo de faptul că ai cântat acum alături de maestrul Nicolae Bodgros și Orchestra Lăutarii, câți ani de prietenie te leagă cu Busuioc TV? Eu nu mai țin minte câți ani exact, dar știu că sunt chiar din primul an de la debutul televiziunii Busuioc TV împreună cu ei. Am filmat și primul material video, primul album de muzică populară l-am filmat cu echipa Busuioc TV și... Și ai fost, și a, de și fapt... A fost, și a fost, de fapt, primul meu album de muzică populară, Mi-ai dat o fetiță, Doamne. Foarte frumos, sugestiv răspunsul, pentru că sunt prieteni 14 ani de când primul post muzical de televiziune din Moldova, Busuioc TV, intră în casele oamenilor cu Busuioc veșnic tânăr. Vrem să rămânem întotdeauna primii în inimile dumneavoastră. Vrem să scriem o pagină frumoasă în fondul culturii naționale, aducând în fața dumneavoastră oameni de calitate, personalități de colecție și cea mai frumoasă muzică, muzica neamului nostru. Cu siguranță asta o face televiziunea Busuioc TV. Demonstrează și prezența publicului nostru minunat de astăzi. Vă mulțumim din suflet. Și prezența artiștilor mult îndrăgiți și, bineînțeles, faimoasei orchestre naționale Lăutarii în frunte cu maestru Nicolae Bodgros. Acompaniați de orchestră și marele maestru Nicolae Bodgros, vă cântă cu drag în continuare Tatiana Timuș, îndrăgitul interpret Nicolae Paliț, doamna cântecului popular Ioana Căpraru. Întâmpinați-i! Suflet dor de casă, de măicuța mea frumoasă. Satul ce m-a petrecut, tot cu fure m-a crescut, și în floare legănată, ca să nu-l mai uit vreodată. Mulțumesc, Doamne, ție, pentru a mea copilărie, tot cu cântec și cu joc, mi-au purtat noroc, mă. Pragul casei părintești, nu te uită dacă crești, așteaptă și te cheamă țările să stai cu mama. Când se adună frații mei, uite toate lângă ei, de până cu toți la masă amintirile de acasă. Mulțumesc, Doamne, ție, pentru a mea copilărie, tot cu cântec și cu joc, au purtat noroc, mă.
julie. Mulțumesc, Doamne, ție pentru a mea copilărie. Tot cu gândec și cu șoc care mi-au purtat noroc, măi. Mulțumesc, măicuță, ție pentru a mea copilărie. Satule, îți plâng cu drag, chiar și din colo de prag, măi. Mulțumesc. Și bate pasul pe loc, șailele de le da. Că mândruța știa toarce, șailele de le da, 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 da. Dar nu prea știe să joace, șailele de le da. Hai mândruță, joacă tine, șailele de le da, da, da. Ține pasul după mine, șailele de le da. Dacă ești mândru de piatru, șailele de le da, 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 da. Stai acasă lângă patru, șailele de le da. Dar așa-i jocul pe la noi, păi nu-i pentru tișoare, măi. Și Vasilea nu cucui, șailele de lărita, tai, tai, la joacă cu nevasta lui, șailele de lărita. Și-au făcut pantaua nouă, șailele de lărita, tai, tai, dar nici nu-l lege, nici nu-l plouă, șailele de lărita. Dar nevasta lui Ileana, șailele de lărita, tai, tai, la ușurică e capană, șailele de lărita. Știe când o știe jocul, șailele de lărita, tai, tai, eu vinietă-n prag norocul, șailele de lărita. Ca ei noroc nici nu-i măritate-i cu cucui, că Vasile-i băiat bun. Păi face țuică la Crăciun, uite așa. Păi s-o înșesc pe bani jocul, șailere de lirida, tai, tai, da, și altă chelica focul, șailere de lirida. Păi mândița Zacaria, șailele de lărita, tai, da, la Iosăriet și pălăria, șailele de lărita. Da, Iona lui Ipate, șailele de lărita, tai, da, la s-o oprit că nu mai poate, șailele de lărita. Da, Pietrică și Arbente, șailele de lărita, tai, da, îi zic bătuta înainte, păi și câșona mea. S-o aprins cu jocul-n poale, șailele de lirida, tai, tai, da, lasă-ți muzica mai boale, șailele de lirida. Păi scripcar cu scripca nouă, șailele de lirida, tai, da, la țisorul carcușul-n două, șailele de lirida. Arde pământul ca focul, șailele de lirida, tai, da, da, dar nu se oprește jocul, șailele de lirida. Ca să joc frumos și ghini, șailele de lirida, tai, da, la câtișoarele mărțări, șailele de lirida. Ia oprește, Mihai, jocul! Ne s-a oprins cu jocul, că-am jucat așa de ghini. Păi azi inimea era mini, uite așa, băi! Maestru Nicolae Bătgros și Orchestra Lăutare, dragii mei, nemaipomeniți, să ne trăiți la mulți ani. Mulțumesc mult! Și pot cu azi lângă mine.
Ioana Căpraru! Nicolae Paliț! Și Tatiana Timuș! Acompaniați de Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, conducător maestrul Nicolae Bodgros! Mulțumim! Maestru Nicolae Bodgros și Orchestra Lăutarii, la mulți ani cu sănătate! Mulțumim cu aplauze artiștilor dragi și orchestrei! Mulțumim, maestre! Cât de frumos se leagă în astă seară toate, spectacolul nostru se desfășoară sub simbolul firicelului de busuioc, iar busuiocul e atât de prezent în tot ce înseamnă tradiții și obiceiuri naționale. Cu adevărat, este planta biblică, purificatoare, aducătoare de fericire. Busuiocul are puteri magice. Este planta dragostei. Și dacă muzica este dragoste? Atunci artiștii serii sunt nerăbdători să împartă dragostea cu voi. Prieteni, haideți și de acum încolo să semănăm busuioc muzical. Ca să încolțească semința binelui și busuiocul să se țină înrădăcinat în inimile frumoase. În recitalul acestui spectacol va evolua urmașa rapsodului neamului Nicolae Sulac, al cărui nume îl poartă și casa care ne găzduiește astăzi, Palatul Național. Acompaniată de Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, prim dirijor maestru Nicolae Bodgros. Va cânta cu drag mult întregita interpretă, artista emerită, Doina Sulac! Un geam și vântul, dorule, acum
bătrâneții mei. Dragii mami, adormiți-of, dorule, mama este lângă voi, dorule. Să nu pierdeți voi speranța, dorule, tata vine din război, dorule. Nu veți suferi de foame și de minova lipsi. Anul meu și orchestra Lăutari. La Haide Dalido la
Doina Sulac și Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Bodgros. Maestre, vreau să vă invităm să veniți aici în centrul prezentatorilor, pentru că cerem permisiunea să vă zicem două cuvinte. Se zice că un popor fără cunoașterea istoriei culturii sale este ca un copac fără rădăcini. Profitând de faptul că avem onoarea astăzi să fiți alături de echipa Busuioc TV, primul post muzical de televiziune, vrem să vă mulțumim pentru că semănați în noi dragostea pentru oamenii și muzica acestui popor, ca să știm cine suntem în mersul nostru prin lume și prin istorie. Avem un dar simbolic pentru dumneavoastră, un coș cu fire de busuioc împletit cu dragoste, respect pentru dumneavoastră. Să ne trăiți, maestre, și la mulți ani, toate aplauzele pentru marele maestru Nicolae Bodgros! Aplauze bine meritate pentru maestru prim dirijor Nicolae Bodgros și Orchestra Lăutarii. Și avem o mare rugăminte, maestre. Rugați-mă. Vreau să spun și eu bună seara, în primul rând, la toți spectatorii, telespectatorii, cei care sunt alături de noi. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Bravo! Vreau să spun că firicelul cel de Busuioc, pe care astăzi îl primesc în casă, va dăinuie mult timp, fiindcă tot ce dăruiește televiziunea Busuioc nu este altceva decât bucurie, fericire, tot ce e mai frumos pe lume. Vreau să spun că orice post de televiziune de la noi, orice post de radio, orice ziarist care încearcă să scrie despre Orchestra Lăutare, despre Nicolae Bodgros, le doresc multă sănătate. Le doresc tot ce e mai frumos pe lumea asta. Fiindcă ce ați văzut dumneavoastră astăzi și veți mai vedea încă pe parcursul vieții noastre, că eu v-am promis data trecută că voi trăi vreo 150 de ani. Și știu că la mulți le strâmt un pic chestia asta, dar o să mă răbdic, n-am cotro. O să vă spun cinstit că avem multe de spus lumii. Un popor așa cum este poporul român, talentat, n-am văzut nici într-o țară. Am trăit atâția ani, am 45 de ani de când conduc Orchestra Lăutarii, 45-50 ceva de ani de când sunt în artă, am văzut multe lucruri în viața mea, am colindat lumea, știu cum este arta toată de pe lume, dar așa lumii, așa artă cum este arta românească, nu există în lume. Muzica noastră este cea mai colorată, cea mai dulce, cea mai frumoasă, cea mai. Dacă vreți să mă credeți cum este. Doresc multă sănătate la toată lumea și vă mulțumesc că sunteți alături de noi, publicul nostru drag. Să trăiți mulți ani! Mulțumim, maestre! Cu mâna pe suflet vă zic că este foarte greu să scrii despre Nicolae Bodgros și Lăutarii. O lună de zile m-am chinuit și tot nu cred că am găsit cuvintele potrivite. De o rară sensibilitate umană sunteți, vă mulțumim pentru umanitate, dar sunteți un munte de om. Nu știu cum să îmi exprim admirația. Vă rog să ne ajutați cu aplauze! Maestru Nicolae Bodgros, mai bine de 5 decenii, în fața dumneavoastră și în fața Orchestrei Naționale Lăutarii. Maestre, ați ridicat lumea în picioare. Acum urmează rugămintea, da? Ori. Și acum vă rugăm, cred că și publicul vă roagă să interpretați o suită orchestrală pentru tot publicul nostru.
Orchestra Națională Lăutarii și legenda vie Nicolae Bodgros. Noi suntem Moldova, țară frumoasă, cum nu e alta în lume. Suntem fire de busuioc, pâine din vatră, frământată cu semnul credinței, mama ne este. Cântec bogat în trăiri și leac ce le alină pe toate, tații ne sunt. Copaci cu rădăcini puternice și adânci, frații noștri. Fire de greu și flori de soare scăldate în lumină ale noastre surori. Cu grai ca mierea și sufletul de pâine e al meu și al tău popor. Să cânte astăzi și mereu sufletul neamului nostru. Alături de mireasma firelor de busuioc, împletit cu cele mai frumoase melodii și orchestra Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Bodgros și solistul acesteia, mult îndrăjitul interpret, artistul poporului Ion Paladi. Bună seara! Bine ieșării mesei mele, împrejur cu nemurile. Bine ieșării mesei mele, împrejur cu nemurile. Lai la 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 Dar mai bine i-ar și de ei dacă ar fi și mama mea. Dar mai bine i-ar și de ei dacă ar fi și mama mea. Lai la 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 la. Hai sus mulțile cu noi, toată lumea, așa, hai că-i bine. Bravo dansatorii de acolo, așa. Bine ieșeli omului la masă cu neamului. Bine ieșării omului la masă cu neamului. Lai la 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 la. Hai că-i bine! Venit, frați, om-i trăi bine, că nu e nimic cu tine. Venit, frați, om-i trăi bine, că nu e nimic cu tine. Lai la 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 la. Și acum haide să cântăm toată lumea, toate neamurile împreună cu mine, ia să aud. Bine ieșării mesei mele, împrejur cu... Mai tare. Bine... Împrejur... Și acum refrenul, tare, două, trei, și... Lai la... Așa. La 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 la. La 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 la. Așa, mă! Așa, așa, așa! Hai că-i bine! Foaie verde și-un chipere, am întâlnit puicuța ieri. Am întâlnit puicuța ieri. Și-un chiperi, am întâlnit puicuța ieri. Am întâlnit puicuța ieri. Am întâlnit și ieșirea zmoară. Lumea tine ca zi mare, tine
și mâni, ai te ferice din mi. Rai, lai, 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 toată lumea. Rai, lai, 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 așa mă. Măi, băieti, băiețeli, ca cu părul făcut din elei și cu ochii ca mierșele. Măi, băieti, băiețeli, ca cu părul făcut din elei și cu ochii ca mierșele. Danila, mai ca și mă cere, mai că ne femeierea, vină, vină și mă ia și mă dun la casa ta și mă fă mirea sa ta. Rai, lai, 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 rai, lai, 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 lai. Așa și balconul, are toată lumea cu noi. Su, su, su. Și iar pierde fain la tăi, să nu crezi mândru vreodată, ca să scapi nei sărută tăi. Și iar pierde fain la tăi, să nu crezi mândru vreodată, ca să scapi nei sărută tăi. Dar n-ai să-ți scapi sărutată, gurița ta parfumată, mulți făcăi la joc-o treabă, dar nu mami e mitată. Rai, lai, 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 rai, lai, 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 zi așa mă! Pa, pa, așa, pa, pa, așa, zi așa, așa, așa mă, așa, așa, așa. Lăutare și maestru Nicolae Botgros. Ion Paladi și Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii. Vloare din Mocor, atara tridilan, ta după lăutare, atara tridilan, joc de zile mare, atara tridilan, da zi de pași așa, atara tridilan, pană molnova, atara tridilan, ta să fie la un loc, atara tridilan, tot am un ajou, atara tridilan, așa! Eu nu găsim cară, atara tridilan, câina joc și sară, atara tridilan, ta cu simt cam întreg, atara tridilan, și cu un petrec, tatara tridilan, da zi de mașa așa, tatara tridilan, ca de molnova, tatara tridilan, ca să avem la un loc, tatara tridilan, tot am un la joc, tatara tridilan, așa. Zi la sipăraș, tatara tridilan, zi tu pătopaș, tatara tridilan, dacă joc cu frumos, tatara tridilan, și n-am un valos, tatara tridilan, da zi de mașa așa, tatara. Și te lăsa ca și carul cu stiu ca bateu, bateu, apăsat, că vă întreg eu la strigat, la strigat și la jucat. Uite-te-l cu licum bat, că voi aș tot cânta, să răsuni molnova. Zi-te-o pași așa, adarara, tri-tri-tri-tri, ca de molnova, adarara, tri-tri-lan, ca să fie la un loc, adarara, tri-tri-tri-tri, făteam un ajung, adarara, tri-tri-lan, așa. Ion Paladi și Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, dirijor maestrul Nicolae Botgros. Dragi prieteni, ne apropiem cu pași încrezuți de punctul culminant al spectacolului de astăzi. Dar mai întâi de toate vrem să vă mulțumim încă o dată pentru fidelitate și prietenie și vrem să mulțumim partenerilor noștri pentru suport. Gold and Luxury! Fundația Datina, Patiseria Dulcinella, Eco FM, Camera de Comerț Italiană în Republica Moldova,
Ecolibri. La butic gastronomie italiană. Arven pompe pentru apă. One Capital SPV Holding. DVV Show. Și bineînțeles aducem mulțumiri speciale Orchestrei Naționale de Muzică Populară Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Bodgros. Mulțumim. Toate astea fiind zise și făcute, dragi spectatori, iată-ne ajunși la punctul culminant al spectacolului, momentul decisiv al serii. În clipele ce urmează se va decerna marele trofeu Firicel de Busuioc. Pentru decernarea trofeului Firicel de Busuioc Muzică Populară se invită în scenă doamna director al postului de televiziune Busuioc TV, doamna Liliana Cazac. Întâmpinați-o! Bună seara, dragă echipă artistică, bună seara, public drag, vă mulțumesc pentru magia dintre noi, pentru această frumoasă uniune prin cântec. Vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte. Haideți să trecem totuși la momentul decisiv a acestei seri. Mulți dintre artiști pe care îi vedeți în această seară în scenă au deja acasă un Firicel de Busuioc. Evenimentul nostru a ajuns la cea de-a 14-a ediție și de fiecare dată este deosebit de complicat, cu atâția artiști iscusiți sau, cum să zic, măieștri ai artei în scenă, să alegi doar un singur artist căruia să-i decernezi trofeul. De aceea am hotărât ca în acest an să decernăm 3 trofee Firicel de Busuioc. Trofeile și în acest an, ca în fiecare an, sunt executate în bronz de către sculptorul moldovean Andrei Dohotarul, care este prezent aici la noi, în sală. Stimată doamnă director, vreau la această clipă, cu permisiunea dumneavoastră și a maestrului și a publicului spectator, să invităm alături de noi și artiștii serii, ca să fie atmosfera așa și mai plină de suspans și emoție. Ce spuneți? Să-i întâmpinăm cu aplauze! Să vină artiștii serii! Haideți, prieteni, haideți, artiști dragi! Vă rugăm să treceți și aici. Toată scena vă aparține, iar publicul drag vă primește cu aplauze furtunoase. Primul trofeu se decernează pentru perseverență în domeniul muzical, pentru participare activă în cadrul evenimentelor cultural-artistice marca Busuioc TV, ceea ce în consecință le-a dus cele mai multe vizualizări și aprecieri din partea publicului pe rețelele noastre de socializare și pe pagina de YouTube a televiziunii. Își merită pe deplin locul în acest spectacol și primesc astăzi trofeul Firicel de Busuioc Junior, frații Daniel și Sanda Botnaru. Trofeul vine alături de minunata noastră producătoare Busuioc TV, Tatiana Țigârlaș. Doamna director, vă rugăm să înmânați trofeul acestor tineri. Precum a zis și maestrul Bodgros, ei sunt viitorii deținători ai marilor trofee de mâine, dar iată că astăzi s-a întâmplat minunea și trofeul junior este al lor. Să-i aplaudăm, prieteni! Viitorul muzicii populare sună frumos. Aplauze! Sanda și Daniel Botnaru! Susținuți de marele maestru Nicolae Bodgros. Eu nu știu dacă copiii ăștia îți dau seama cât sunt de privilegiați. Are să-i aplaudăm, prieteni! Acest trofeu să vă aducă mult curaj, perseverență în calea muzicii. Daniel vrea să spună 2 cuvinte.
Mulțumim maestrul Nicolae Bodgros și orchestrei Lăutarii pentru promovarea tinerilor talente. Și să știți, cât timp veți avea în preajmă tineri, nu veți îmbătrâni niciodată. Eu nu înțeleg. Voi și ați știut că ați câștigat sau de ce ați făcut textul ăsta așa frumos? N-au știut, că nu se știe, chiar nu se știe. Aplaudați-i, prieteni! Și un sincer mulțumesc primului post muzical Busuioc TV în frunte cu doamna Liliana Cazac, care susțin și valorifică talentele după justa lor valoare. Mulțumim! Cu mult drag, succes în continuare, Daniel și Sanduța! Și acum a venit momentul pentru marele trofeu Firicel de Busuioc, ediție Muzică Populară 2023, care se decernează unei personalități artistice desăvârșite, cu o carieră muzicală îndelungată și de succes, apreciată pentru vocea deosebită, repertoriul bogat și energia molipsitoare. Model de cântec și port popular, adevărată inspirație pentru nouă generație de interpreți, cucerește publicul cu fiecare apariție. Mai păstrăm suspansul, iar dacă încă nu v-ați prins despre cine este vorba, cu siguranță o veți face în clipele imediat următoare. Cu ocazia aniversării a 70 de ani, i-a fost dedicată o carte care îi descrie viața și activitatea artistică. Viața-i una, dragostea-i întotdeauna. Doamnelor și domnilor, artista poporului Ioana Căpraru! Deținătoarea trofeului Firicel de Busuioc 2023. Artiștii noștri sunt extraordinari, dar vrem să auzim reacția publicului dacă considerați că în al și în acest an am făcut alegerea corectă. Aplauzele dumneavoastră! Ioana Căpraru, deținătoarea trofeului Firicel de Busuioc. Bună seara, spun la toți. Vreau în primul rând să-i mulțumesc maestrul Nicolae Bodgros împreună cu lăutarii mei dragi cu care am început activitatea mea artistică pe scena profesionistă și mulțumesc din suflet că și până azi mă rabdă și de fiecare dată sunt invitată la spectacole de așa fel, cu lume multă, în săli mari, cu oameni mulți, cu public mult și doritor de muzică populară. Și vreau să-i mulțumesc doamnei Liliana Cazac, de fiecare dată, parcă de prima dată când a început să mă invite la spectacolele Busuiocului, de fiecare dată parcă se rușina să mă sune, să mă invite, dar pe urmă a luat așa puțin îndrăzneală și a început să mă invite de fiecare dată. Eu mă bucur foarte mult că am ce transmite tinerii generații care, dacă vrea să iei un exemplu de la mine, eu cu tot dragul le ofer această posibilitate de a mă copia. Și dumneavoastră, dragii mei spectatori, dragii mei telespectatori, care ați făcut în așa fel ca să cresc în ochii dumneavoastră și toate cântecele mele să vină la sufletul dumneavoastră. Mulțumesc și mă închin. Ioana Căpraru. Doamna Ioana, să știți că noi suntem cei care ne simțim mândri să vă avem de fiecare dată la evenimentele noastre. Mulțumim din suflet!
Dragi prieteni, mai avem un trofeu valoros pe care îl vom oferi astăzi, al doilea an consecutiv, în cadrul spectacolului Fricele de Busuioc. Este trofeul Fundației Datina, care are drept scop promovarea artei și culturii naționale. Pentru înmânarea trofeului se invită în scenă excelența sa, domnul Lorenzo Tomasoni, ambasadorul Italiei în Republica Moldova. Până când domnul Lorenzo se urcă în scenă, cu aplauzele dumneavoastră, prieteni, vreau să zic pentru cine am pregătit acest trofeu. Acest trofeu este pentru un om de o sensibilitate a sufletului deosebită, dar cu atâta forță interioară, cât să cuprindă tot pământul. Un munte de om ne duce faima în lume, slăvindu-ne țara și neamul prin cântec. Cu vigoarea e fermecat alături de virtuoși instrumentiști ai orchestrei pe care o conduce. Știe să cânte pe strunele sufletului fiecărui om și să facă inimile să cânte în unison. Trofeul Datina, înmânat de domnul ambasador Lorenzo Tomasoni, se decernează marelui maestru, legendarul Nicolae Bodgros! Maestre, sperăm că acest trofeu să fie alături de trofeul Fricel de Busuioc pe care l-ați primit în 2018 și își va găsi loc de cinste în inima dumneavoastră. La cei 70 de ani împliniți recent, ne închinăm de sănătate, dorindu-vă mulți ani glorioși alături de frumoasa familie Lăutarii! Și vă mulțumim că sunteți alături de Busuioc TV! Bună seara! Autorità moldave, gentili rappresentanti del corpo diplomatico, signore e signori. Bună seara tuturor autorităților prezenti în sală, și doamnelor și domnilor. E per me un grande onore poter aver consegnato questo importante premio al maestro Bodgros. Este un mare onoare să pot oferi acest trofeu maestrului Nicolae Bodgros. Grazie agli sponsor, questo meraviglioso spettacolo viene trasmesso in televisione non soltanto in Moldova ma anche in Italia. Mulțumim partenerilor acestui eveniment care va fi transmis nu atât în Moldova, cât și în Italia. Gli sponsor sono la Camera di Commercio Italiana in Moldova e delle aziende italiane che hanno investito in Moldova, ma anche aziende di Moldavi che sono stati in Italia e sono tornati e hanno investito nel loro meraviglioso paese. Partenerii sunt companii italiene care au investit în Moldova pentru crearea afacerii, dar și parteneri din Moldova care au fost în Italia și au luat de acolo unele exemple pentru a deschide companii aici. Tutte queste persone hanno in comune grande ottimismo, grande fiducia e grande amore perché credono nel futuro della Moldova. Aceste firme au curaj, au aptitudini și au perseverență pentru a face lucruri frumoase.
In Italia lo spettacolo di questa sera non è visto soltanto da italiani, ma anche dai rappresentanti della diaspora moldava, la diaspora moldova in Italia, che è la più grande nel mondo. Acest spectacol va fi văzut în Italia nu doar de italieni, dar și de diaspora din Moldova, care este cea mai numeroasă în această țară, în Italia. Anche qui in Moldova c'è una bella comunità italiana. Și în Moldova este o bună comunitate italiană. E allora, se moldavi e italiani si scelgono, non sarà un caso, non è un caso. Dacă moldovenii aleg Italia și italienii aleg Moldova, nu este un caz. Abbiamo in comune le nostre radici linguistiche latine. Avem în comun rădăcinile lingvistice latine. La passione per il buon vino. Pasiunea pentru... Vino. Pentru vin. Pentru vin, da. Exact, sigur. Pentru vin. E abbiamo in comune anche la passione per la buona cucina, per la tradizione, per la musica, per la danza. Pasiunea pentru bucătărie gustoasă, pentru muzică, pentru dans. Ma anche l'amore per le tradizioni e per la famiglia. Dragostea pentru tradiții și familie. E la famiglia non è soltanto la famiglia intesa come genitori, i nonni, i cugini, i fratelli, gli zii, i nipoti. Famiglia non è numai parenti, nepoți, surorile, frații. Ma è anche la grande, grande famiglia europea a cui il popolo moldavo e il popolo italiano appartengono. Dar și marea familie europeană care, la care aspiră poporul moldav. Siamo due popoli con un unico grande cuore europeo. Suntem două popoare cu o inimă mare europeană. Maestro, questa maglietta è per lei insieme ai trofei. Pentru dumneavoastră este acest tricou. Grazie di cuore, mulțumesc. Mulțumim, domnul ambasador. Mulțumim. Mulțumim pentru prezență și susținere. Grazie, grazie a voi. Grazie. Bravissimo. Dragi prieteni, aici o să încheiem partea întâi a spectacolului Firicel de Busuioc, ediție de muzică populară. Noi, prezentatorii acestei seri, alături de orchestra Lăutarii, maestrul Nicolae Bodgroș și acești mulți îndrăgiți artiști care stau în fața domniilor voastre, alături de întreaga echipă Busuioc TV, vă mulțumim pentru această seară minunată!